Eu, CryptoHeads, suntem din nou de aici, de la NFT București, cu un nou invitat de data asta, un invitat cu un proiect aproape de sufletul meu, pe care l-ați mai văzut aici, la CryptoVineri. Sunt alături de Super Valentin, tatăl lui Super Victor. Salut, Valentin! Salut, Andrei! Îmi pare bine să te întâlnesc din nou și să fiu aici. Scuze, am emoții. Foarte bine, foarte bine. Stai liniștit, poți să-l ții tu, pentru că eu am la valieră. Valentin, în primul rând, vreau să te întreb, cum e Victor? Victor este foarte bine, pot să zic. Tratamentul își face efectul. Ba chiar poimâine o să împlinim un an de la Zolgensma, de când am făcut tratamentul. Și vă invit să urmăriți profilele noastre pentru o postare drăguță, să zic eu. Sper să vă placă. Abia aștept. Hai să fac, o să fac eu un mic summary, așa, pentru cei care nu știu exact povestea. Deci, tu, Valentin, ai făcut un proiect de NFT-uri pentru a încerca să faci un fundraise pentru Victor, copilul tău, care suferea de amiotrofie musculară spinală. Fast forward, un an de zile, care a fost deadline-ul, ai reușit să strângi banii ăștia din diferite surse și, ba, chiar mai mult decât atât, ați reușit să obțineți și tratamentul gratuit. Da. Partea care mi-a plăcut cel mai mult a venit însă după, pentru că chiar dacă nu aveai nicio obligație să faci neapărat ceva cu acei bani, ai ales să faci în continuare bine cu toți banii pe care și să duci practic proiectul ăsta mai departe. Ce se întâmplă acum? Ce s-a întâmplat de atunci și în ce a evoluat proiectul Super Victor în următoarele lui etape? O să fac o scurtă recapitulare a distribuției fondurilor, să zic așa. Am reușit să strângem undeva la $1.300.000 plus o promisiune de donație de $500.000 de la o altă familie. Fondurile au fost distribuite astfel, peste $670.000 au mers către peste 32 de familii, am cumpărat 12.500 de screening-uri neonatale pentru SMA, ca să descoperim boala mai devreme, iar 600.000 au fost păstrați pentru viitoarele, să zic așa, tratamente, terapii ale lui Victor. Ce implică asta? Orteze, scaun cu roți. Noi sperăm să nu mai fie cazul, pentru că avem o evoluție foarte bună. Văzând ceea ce am reușit să creăm cu proiectul Super Victor, în timpul în care ne luptam să ajungem la suma de $2.100.000, practic pot spune că noi am creat un univers al lui Victor. Efectiv, proiectul este în proiect este vorba despre lupta lui împotriva monstrului sau a diagnosticului, a bolii lui, amiotrofie musculară spinală. Apoi noi am decis să ducem proiectul mai departe cu un scop nobil, zic eu, încercând să ajutăm alți copii cu SMA și nu numai. Ce presupune asta? Noi ne gândim la o platformă de strângere de fonduri cu 0% taxe, adică noi nu vom păstra niciun ban din banii care vor veni probabil din alte donații. Ce înseamnă asta pe scurt? $10 vor veni către cauză, $10 vor ajunge la cauză. Totul va fi susținut de proiectul Super Victor Universe prin povestea lui Victor. Explicăm ce am aici. Aici avem un prim produs, MVP-ul nostru, îi spun eu, este o parte din povestea noastră, practic începutul poveștii noastre, și este deja disponibil pe Amazon. Este o carte de bază de sănătate. Povestea lui Victor s-a transformat practic într-o poveste de bază de sănătate cu primul număr. Da. Actul zero, de fapt. Este de fapt despre strângerea noastră de fonduri și vor mai urma și altele, sperăm. Avem pregătit 80%, pot să zic, un mini joculeț. Ne vom focusa pe un website de merch, unde vom avea diferite piese vestimentare cu care sperăm să ajungem la ceea ce ne-am propus, la misiunea noastră, la platforma Victor League. Și vânzările, practic, din carte, din merch și mai departe? Vor susține mișcarea și vor merge către susținerea platformei, ca să ajungem noi la 0% fees sau comision, să zic așa. Da. Foarte tare. Cam care sunt pe short to medium term obiective ale proiectului? Lansarea website-ului Super Victor Universe cu obiecte vestimentare, dar acolo avem și o poveste, totul despre proiectul Super Victor Universe, ce am făcut,
unde suntem și ceea ce vrem să facem. Avem acolo și un blog, Daddy's Blogs. O să încep să vorbesc despre povestea noastră. După care vor urma mai multe lucruri în zona de Web3. Avem un program super cool, programul Sidekicks, cu care sperăm să închegăm mai mult comunitatea. Pregătim și un joculeț și mai sunt multe lucruri pe care nu pot să le spun acum. Dar o să vină, da, sunt pregătite. Acolo în față. Am înțeles că ai ceva aici, să-mi arăți. Aici am un joculeț, avem un săculeț cu goodies, Super Victor goodies, dar va trebui să mă învingi la piatră foarfece hârtie, să vedem cât de priceput ești pentru a vedea ce e aici. Auditing arm, outsourcing arm, oh. And actually a product. So we also have a product, Lego. A payments company, Lose Our Money. So we are hyper-focused on development. Cald. Development as well. Foarte cald. Because we're actually builders. Contributors, stickere, o grămadă de stickere, dar și un bilețel aici. Este un NFT din colecția noastră de monștri, cei care de fapt claim your goodies. Culmea, monștri aduc lucruri bune. So my first question. Foarte tare, mulțumesc. Mulțumesc. Mersi și eu. Mulțumim că ne arăți că zona asta de NFT-uri poate să facă bine și sper să reușiți să ajutați cât mai multe cazuri din cât mai multe sfere. Mersi mult. Eu am mare încredere și ceea ce vreau eu să transmit tuturor oamenilor prin erăul nostru, Super Victor, sau fiul meu care la 3 ani în curând e deja un super erou. Never give up. Nu vă dați bătuți și orice greutăți ar avea oricine de pe planeta asta, trebuie doar să le înfrunte și cu siguranță totul va fi bine.